ne propunem rezolvarea următoarei probleme. Să se afle numerele x, y, z, știind că x plus z este egal cu 15 și că x, y, z sunt direct proporționale cu 8, 24 și 32. Ne notăm pentru început datele problemei, faptul că x plus z este egal cu 15 și x, y, z sunt direct proporționale cu 8, 24, 32, ceea ce înseamnă că x supra 8 este egal cu y supra 24 și egal cu z supra 32. În acest șir de rapoarte egale, vom căuta o modalitate de a folosi faptul că x plus z este egal cu 15. Respectiv, considerăm egalitățile x supra 8 egal cu z supra 32. Dacă toate cele trei rapoarte sunt egale, înseamnă că oricare două din ele sunt egale. Folosim aici proprietatea egalității de rapoarte, respectiv dacă x supra 8 este egal cu z supra 32, înseamnă că ele sunt egale și cu x plus z supra 8 plus 32. Folosim această proprietate deoarece x plus z știm că este egal cu 15, deci putem spune în continuare că este egal cu 15 supra 8 plus 32, care este 40. Pentru ușurința calculelor, căutăm să simplificăm. 15 supra 40 este egal cu 3 supra 8. De aici ne rezultă faptul că x supra 8 este și el egal cu 3 supra 8, z supra 32 este egal cu 3 supra 8, și de asemenea, cele două rapoarte știm că sunt egale cu y supra 24, deci y supra 24 este egal cu 3 supra 8. Având aceste egalități, putem afla pe rând din fiecare pe x, y și z. Din faptul că x supra 8 este egal cu 3 supra 8, rezultă în mod evident că x este egal cu 3. Următoarea egalitate, z supra 32, egal cu 3 supra 8. Putem alege să amplificăm pe 3 supra 8 cu 4. Rezultă că z supra 32 este egal cu 12 supra 32, de unde rezultă că z este egal cu 12. Nu am avut nevoie aici de proprietatea fundamentală a proporțiilor, respectiv faptul că produsele pe diagonală sunt egale pentru a-l afla pe z. Am putut efectua mai simplu printr-o amplificare a lui 3 supra 8. Din ultima egalitate, y supra 24 egal cu 3 supra 8. Putem și aici să amplificăm fracția 3 supra 8 cu 3 și îl vom afla pe y. Alegem deci metoda cea mai simplă. Y supra 24 va fi egal cu 9 supra 24, rezultă că y este egal cu 9. Am obținut deci numerele x, y și z. X este 3, y este egal cu 9, z este egal cu 12. Putem eventual să facem o verificare. Știm că x plus z trebuie să fie egal cu 15, sunt îndeplinite aceste condiții, deoarece 3 plus 12 este 15 și, într-adevăr, 3 supra 8 este egal cu 9 pe 24 și egal cu 12 supra 32.